O să discutăm în această dimineață cu domnul profesor Adrian Hotinanu, directorul Spitalului Repromed Plus. Domnule profesor, bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața, bine v-am găsit. Cancerul e o maladie care poate fi tratată la noi în țară, e adevărat? Depistată la timp, sigur că poate fi tratată și nu numai că tratată, dar și biruită, știți, din toate punctele de vedere. Inclusiv un punct de vedere foarte important este acel psihologic moral pe care trece acest pacient. Adică echilibrul moral și psihologic chiar ajută la vindecarea bolilor. Sigur. Sigur, orice pacient care are, știți, în primul rând speranța aceasta și optimismul. Într-al doilea rând, căldura echipei medicale, căldura familiei, clar că trece cu mult mai simplu peste această boală. Care sunt cele mai frecvente tipuri de cancer depistate la noi în țară? La noi în țară, cu părere de rău, noi nu vorbim cu părere de bine, dar aici cu părere de rău sunt cancerul colorectal, adică cancerul de intestinul gros. Cancerul mamar, știți că octombrie și destul de semnificativ este luna de prevenție și de conștientizare a cancerului mamar. Și aici facem și acțiuni, inclusiv în Spitalul Repromed, acțiuni gratuite pentru depistarea și screening-ul cancerului mamar. După aceasta este, știți, noi suntem într-o zonă endemică de hepatite virale și atunci cancerul de ficat, cancerul de pancreas, cancerul de stomac, toți sunt la fel de sunt întâlnite. Dar și noi uităm, suntem o zonă de fumători, cancerul de plămâni. În partea asta a Europei de Est sunt prea mulți fumători, da? Da, sunt mulți fumători, da. Cât de important este depistarea la timp, depistarea precoce, diagnosticarea la timp a cancerului? După părerea mea, cel mai important este totuși screening-ul. Adică noi la timp să depistăm cancerul, adică în stadii foarte, foarte incipiente, când poți face intervenții chirurgicale cu mult mai mici, cu mult mai puțină efort și față de pacient și doctorii să facă mai puțin efort ca să trateze acest tip de cancer. Și aici sunt o serie de recomandări a doctorilor ce trebuie să facem și la ce vârstă și în dependență și de ce gen suntem. Sunt niște verificări de rutină care se fac sigur, periodic? Sunt verificări de rutină, adresați-vă la doctori într-adevăr care aveți încredere. Noi în spital avem toți doctorii care se ocupă de acest screening, toate echipamentele necesare și sigur că anume noi trebuie totuși să diferențiem până la o vârstă și după o vârstă. Doamnele și clar că sunt și particularități doamnele și domnii. Și atunci trebuie de adresat la timp, inclusiv la medicul de familie, dacă vorbim că de acolo se pornește toate lucrurile. Ați putea să ne dați niște repere de vârstă pentru un screening? Bine, dacă noi vorbim despre Republica Moldova, până la 40, după 40. Bărbații până la 40, după 40. Femeile până la 40, după 40. Și atunci și eu am 45 de ani și eu fac anual screening-ul un pic mai larg decât se recomandă. Sunt niște recomandări, sigur, a doctorilor, dar sunt screening-uri absolut obligatorii. Și atunci clar că noi suntem siguri că totul depistat la timp poate fi într-adevăr tratat. De ce este importantă această colaborare a medicilor pentru a conduce pacientul pe calea corectă spre știți, noi, diagnostic și vindecare? Totuși avem un pacient foarte complex. Dacă vorbim deja de un diagnostic de o patologie oncologică, și atunci mai mult doctori sunt implicați în tratamentul acestui pacient. Că este chirurgul, este oncologul medical sau cum noi suntem obișnuiți să spunem chimioterapeutul, radiologii, adică acei imagiști care ne spun ce, unde, cât de tare este răspândit, tot au un rol foarte important. Patomorfologul, adică să vedem care este variantele histologice, ce putem face, ce tratament alegem de la început. Alegem chirurgical, alegem oncologie medicală, alegem radioterapie și iată, anume, echipele acestea multidisciplinare sunt extrem de importante pentru a avea un succes bun. Unul singur, eu, de exemplu, ca chirurg, nu pot bate cancerul. Trebuie să luptăm împreună toți, inclusiv cu pacientul și rudele împreună, să luptăm pentru să avem un succes foarte bun. Și cum s-a obișnuit moldoveanul, merge la un specialist într-un capăt a țării, la un alt specialist în alt capăt a orașului. De asta este foarte important că la dumneavoastră găsim specialiștii. Da, noi facem, avem săptămânal comitetele acestea oncologice și atunci clar că discutăm fiecare pacient într-o serie de doctori care sunt implicați în tratamentul acestui pacient
Și da, este foarte important. Aceste lucruri au fost făcute de mult în Republica Moldova, bine, nu aplicate în toate spitalele, cu părere de rău, dar eu le-am învățat în studiile mele de peste hotare, care se făceau în fiecare zi, era comitetele acestea, care ajuta în tratamentul acestui pacient și nu mai ajuta, dar și trata pacientul. Chimioterapia este unica soluție pentru tratament și cât de eficientă este în continuare și dacă mai sunt ceva progrese în acest domeniu? Bine, noi vorbim despre oncologie medicală, da? Chimioterapeutul este un oncolog medical. Sigur, este o părticică din tratamentul acesta complex a pacientului oncologic și este foarte important în unele cazuri. Clar că sunt indicații foarte stricte. Dacă avem, de exemplu, un cancer mamar, sunt pacienții care necesită chimioterapie, sunt pacienții care nu necesită chimioterapie. Și anume, noi, Republica Moldova, cu părere de bine, avem și specialiști foarte buni în domeniul acesta și atunci cu lucrarea cu ei este foarte și foarte eficace. Acum, cei care ne urmăresc știu că avem și cunoștință, poate avem și rude care au trecut prin asta și bineînțeles că fiecare om are și reflecții despre viață, despre modul sănătos de viață. Ca medic, aveți probabil câteva recomandări de aur, de bază pentru toată lumea de a preveni măcar această maladie. Nu, după părerea mea, eu nu vorbesc deja ca doctor, eu vorbesc deja ca o persoană, ca o cetățeană Republicii Moldova, după părerea mea e foarte important să ne adresăm la timp la doctor. Chiar la primele semne, care noi nu le știm ce se întâmplă cu noi, să ne adresăm la timp, să nu așteptăm. Și doi, clar că să mergem la aceste screening-uri. Screening-ul ăsta se numește un diagnostic după o vârstă anumită fiecare an a unor tipuri de cancer. Că noi știm că tipurile acestea de cancer, de exemplu, am spus, după la bărbați după 40 de ani, unele tipuri de investigații noi trebuie să le facem obligatoriu. Și atunci, clar că lucrurile acestea ne salvează de multe și multe probleme pe fiecare din noi. Ca să nu facem ocolul tuturor instituțiilor medicale, la Repromed Plus avem parte de aceste screening-uri. Da, avem parte de aceste screening-uri și eu le fac, v-am spus, eu personal le fac anual și le recomand. Mulțumim și pentru că tot ne-am pomenit dimineața ca cetățean, dar mai întâi ca medic. Care este recomandarea pentru telespectatorii noștri? Cum să-și înceapă ziua ca să fim sănătoși și pentru că ați vorbit despre echilibrul emoțional și psihologic. Bine, cel mai important, după părerea mea, ca să fim în sânul familiei și atunci familia îți aduce toată bucuria aceea de care ai nevoie toată ziua. Și atunci comunicarea aceea de mică, comunicare de 15-20 minute care o ai la o cafea cu soție, cu copii, îți aduce lucruri bune. Sigur, dacă o persoană are timp să facă și un pic de sport dimineața, asta e perfect. Asta e perfect. Domnule profesor, vă mulțumim foarte mult. Profesorul Adrian Hodeleanu, directorul Spitalului Repromed Plus, vă urăm multă, multă sănătate tuturor.